Slăvit să fie Domnul! Fraților și surori, haideți din seria aceasta binecuvântată a faptelor bisericilor, 7 biserici, 7 imagini actuale, să rămânem în dreptul bisericii din Tiatira și să vedem aceleași coordonate care le-am parcurs până acum, și anume slujitorul și stăpânul. Vom vedea cine se presupunea că era slujitor în biserica din Tiatira și cum este prezentat stăpânul de aici, apoi aprecieri și acuzații și apoi recomandări și răsplătiri. Și Domnul să ne ajute să înțelegem. Fraților și surori, așa începe versetul 18. Îngerului bisericii din Tiatira scrie-i. Cine era îngerul acestei biserici? Ceea ce știm foarte clar este următorul lucru, că era pastorul sau coordonatorul, cel care conducea lucrarea bisericii din Tiatira. Este foarte clar lucrul acesta. Nume nu cunoaștem, epistolă nu există în Scriptură către cei din Tiatira. Ceea ce putem iară specifica în dreptul numelui Tiatira, în dreptul localității, este că ea era o cetate a comerțului și vă dați seama că de acolo provenea Lidia, Lidia din Scriptură, din Fapte, din capitolul 16. Acolo se prelucra purpura, purpura era obținută dintr-o scoică, din sângele unei scoici, care avea culoarea aceea purpurie pe care o cunoaștem noi și cu care erau colorate țesăturile. Era în Tiatira și o topitorie vestită, poate chiar mai multe, în care se prelucra arama sau bronzul. Erau și olării acolo puternice și erau vestiți din cauza unor băuturi în care puneau gheață și erau băuturi reci, erau foarte vestiți în toată Asia Mică. Tiatira, pe lângă aceste lucruri, pe lângă aceste plusuri, avea și niște minusuri, și anume era o cetate idolatră, o cetate idolatră. Se închinau exact ca și cei din Efes la Artemis sau Diana, Diana Efesenilor, cum o știm noi din Biblie, și era o cetate plină de ghicitori, această localitate Tiatira. Toate lucrurile acestea ne duc spre parcurgerea textului și în versetul 18, a doua parte, ne uităm ce vorbește și cine vorbește. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, deci odată este Fiul lui Dumnezeu, apoi este Cel care are ochii ca para focului și apoi al treilea lucru, este Cel ale cărui picioare sunt ca arama aprinsă. Vom vedea mai jos că Domnul Hristos își mai face o mică prezentare în versetul 23, dar vom vedea la momentul potrivit la ce se referă aceasta. Acum, fraților și surori, de ce Domnul se recomandă aici ca fiu al lui Dumnezeu și de ce nu ca fiu al omului? Pentru că vedeți în Scriptură, El când a coborât pe pământ, de multe ori vorbea cu cei din vremea Lui și spunea, fiul omului, când va veni, va găsi credință pe pământ și mai departe. Vorbea foarte mult cu această expresie, fiul al omului, extrasă de altfel din cartea Ezechiel. De ce Domnul își spune fiul lui Dumnezeu și de ce nu spune fiul omului? Pentru că El aici se recomandă pe de o parte ca rege, și Fiul lui Dumnezeu este Regele Suprem, Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor, dar pe de altă parte El era deja în mijlocul strălucirii din cer. Nu mai trebuia să abuzeze, putem spune noi așa, de natura Lui umană ca să vorbească oamenilor prin această natură. El era în mijlocul cerului, în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, în mijlocul
tronului pe care îl vede imediat în Apocalipsă, în capitolul 4, în capitolul 5, în mijlocul făpturilor vii, 24 de bătrâni și așa mai departe. Și el era acolo în strălucire, era în cer, deja pe pământ își făcuse lucrarea lui de răscumpărare ca om, a murit pe cruce și acum era viu în vecii vecilor. Ioan l-a văzut în capitolul 1 de la versetul 13 la 16 și el vine și se prezintă ca fiul lui Dumnezeu, adică transmite el bisericii din Tiatira următorul mesaj: vedeți că voi aveți de-a face nu cu un om pe care îl puteți păcăli. Chiar dacă pe pământ nimeni n-a putut să-l înșele pe Domnul, voi aveți de-a face cu Dumnezeu care este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu în vecii vecilor. Și atunci dacă voi aveți de-a face cu Dumnezeu, băgați de seamă ce faceți. Deci se prezintă el ca rege al regilor și împăratul împăraților. Apoi, iată ce zice cel ce are ochii ca para focului. De ce, Doamne, Tu vii și vorbești și spui ochii ca para focului? Vedeți, ar fi frumos și deosebit de instructiv un studiu care să parcurgă toate textele în care se vorbește despre privirea lui Hristos. Când a coborât Domnul pe pământ, a avut diferite moduri de a privi la om. La un moment dat în Marcu, în capitolul 3, se spune că s-a uitat cu mânie la ei. Deci privirea lui era mânioasă, era furioasă. În altă împrejurare, în Luca, în capitolul 6, se uită la ei așa, apăsat, supărat, cu îndrăzneală, zice, i-a privit drept în față. Deci observați, în primul caz, mânie, în al doilea caz, îndrăzneală. În al treilea caz, Petru sau femeia prinsă în prea curvie, Hristos Domnul se uită cu o privire așa de blândă la ea sau la el, din pridvor se uită drept în ochii lui Petru și Petru iese afară și plânge cu amar. O privire plină de milă. Iată că aici în Apocalipsă, în capitolul 2, în biserica din Tiatira, ne este prezentat un Dumnezeu care are ochii ca para focului. Ce înseamnă acest lucru? Aici, în textul nostru, înseamnă că este o privire pătrunzătoare. Amintiți-vă de Elisei din Scriptură, care la un moment dat scapă de Naaman sirianul foarte, foarte onorabil. Vine Naaman sirianul și spune: uite, m-a vindecat Dumnezeu, vreau să mă închin lui Dumnezeu în țara mea. Accepți, du-te în pace, spune Elisei. Pleacă Gehazi după Naaman și spune: uite, m-a trimis stăpânul, de ce? Să-mi dai, ce? Păi uite, asta. Și vine înapoi Gehazi în fața lui Elisei. Se uite Elisei la el și spune: auzi, unde ai fost? Deci, auzi, robul tău n-a fost nicăieri. Măi, omule, dar oare n-a fost Duhul meu cu tine când te-ai dus și ai cerut omului acelia cu tare, cu tare și cu tare? Uite, lepra lui Naaman n-a dus-o Iordanul foarte departe, se întoarce, se lipește de tine și rămâi și tu și urmașii tăi plini de lepră, pentru că ai lăcomit, ai căzut în păcatul acesta și așa mai departe. Vă dați seama că ochii ăștia pătrunzători ai lui Hristos, care stă la dreapta Tatălui și astăzi sunt îndreptați asupra bisericii lui, fraților. El este același ieri, astăzi și în veci. Ce a văzut defect în cetatea din Tiatira, poate să vadă și la noi multe alte defecte. Ca să înțelegem că privirea lui Hristos este pătrunzătoare și el înțelege totul, vede totul, cunoaște totul, vreau să vă spun despre un frate din România, din Cluj, mai precis, care a plecat în străinătate și care povestea cum s-a întors el la Domnul. Spunea el că era un țintaș foarte bun, exersa în fiecare zi cu vitele la păscut și lovea cu... era stângaci, spunea el, așa ca mine, că și eu stângaci. Și deci exersam toată ziua, cât era ziua de mare, exersam pe diferite ținte, cu piatra. Și așa de bun țintaș am ajuns că, zice, puteam să nimeresc cu un fir de ață pe care l-atârnam într-un pom.
La un moment dat am auzit de pocăiți că se adună, că se roagă, că Dumnezeu mai lucrează în mijlocul lor și m-am gândit să mă duc să iau o piatră, care o văd mai bună la mână, așa, să fie mai neted, așa ca David, dar poate nici nu știa el de David din Biblie, și mă duc și cel care îi coordonează, care îi conduce, primește în frunte, așa ca și Goliat, o piatră de la mine. Și zis și făcut, își ia piatra în buzunar, merge, intră în biserică, nu știa cine conduce, toți erau pe genunchi la rugăciune. Vedeți ce frumos e câteodată să stăm pe genunchi, că nu mai știe nimeni cine e mare, numai Hristos e mare acolo. Și zice, lasă că se termină rugăciunea și acționează. Se termină rugăciunea, o fetiță. Culmea că toate privirile s-au uitat la fetița aceasta, fetiță de 10-12 ani, cât o fi avut, poate mai puțin, merge în față, frate păstor, am avut din partea lui Dumnezeu o descoperire. Hai de mine, păi ai, o ia și o pune pe amvon, ca să o vadă toată lumea. Și ea se uită, se uită și la ușă. Tu care stai acolo la ușă și ai o piatră în buzunarul stâng, a venit vremea ca Domnul să se atingă și de tine. Zice, fratele, băi, zice, am paralizat acolo și nu mai puteam să mișc nimica. Și tremurând și plin de frică, am scos piatra din buzunar și am mers plângând în față. Și am zis, a venit ziua în care m-am întâlnit cu Domnul. Păi dar cum, știa fetița aceea ceva? Nu știa, dar știa Duhul lui Dumnezeu totul. Pentru că cel care are ochii ca para focului și astăzi acționează în mijlocul bisericii lui, lăudat să fie el. Ce înseamnă următoarea expresie? Pentru că ochii ca para focului ne-l desemnează pe Hristos ca profet. Ce înseamnă stăpânul care are picioarele ca arama aprinsă și ars într-un cuptor? Versetul 18, ultima parte. Vedeți, arama... Spuneam că în Tiatira se prelucra arama și erau foarte mândri că ce fac ei acolo. Și Domnul Hristos a venit să le vorbească pe limba lor. Măi, voi prelucrați arama, voi ați văzut cum arama strălucește în mijlocul focului. Ați văzut cum... Da, am văzut. Păi uite, eu vreau să vă transmit următorul lucru. Picioarele mele sunt ca arama aprinsă și arsă în cuptor. Dar, Doamne, ce înseamnă aceasta? Pe voi o aveți acolo pe Izabela, vorbește Domnul mai jos. Și să știți că picioarele ca arama aprinsă, paranteză, de obicei în Scriptură când se vorbește de aramă, se vorbește de judecată. Argintul e răscumpărarea, aurul este regalitate, sunt simboluri. Și închid paranteza. Voi aveți acolo pe una Izabela. Picioarele ca arama aprinsă semnifică faptul că eu am putere. Știți ce putere am? Să cobor în mijlocul bisericii și să o zdrobesc. Și ziceam să o arunc bolnavă la pat, că vreau să o zdrobesc prin suferință, să se pocăiască, dar nu vrea. Și să știți iarăși că eu care am putere, eu cobor pe pământ și pe cei care se închină împreună cu ea la idoli și la știu eu câte lucruri, am să-i lovesc cu moartea, că eu am putere să lovesc, să zdrobesc. Asta înseamnă picioarele ca arama aprinsă. Al doilea lucru, picioarele ca arama aprinsă înseamnă statornicie. Arama când este aprinsă în mijlocul focului, nu schimbă culoarea. Nu este acum verde, acum albastră, acum roșie, acum albă, nu. Are aceeași textură, aceeași culoare. Și Domnul zice, așa sunt și picioarele mele și eu nu mă schimb, dar nu vă schimbați nici voi, că eu sunt statornic. Este al doilea lucru pe care îl transmite Domnul bisericii de atunci și bisericii de acum. Eu sunt statornic, eu nu mă schimb, dar vouă vă cer ceva, pocăință, zice Domnul. Și Domnul să ne ajute să înțelegem. Doamne, ce mai înseamnă picioarele care arama aprinsă? Fraților și surori, nu vă supărați. Biserica este în Biblie desemnată și ca o mireasă, dar e desemnată ca o războinică, o mireasă războinică, o armată. Chiar în Cântarea Cântărilor spune, cine este aceea care se ivește cumplită ca niște oști sub steagurile lor?
Și apoi vine apostolul Pavel și spune într-adevăr că ne-a logodit cu un Hristos, cu un mire, cu un logodnic extraordinar. Dar ne spune tot el că trebuie să ne luăm armele și să ne încingem cu brâul și așa mai departe și să fim înarmați pentru că biserica este armată. Ma fraților și surori, noi, mai ales în secolul acesta în care nu se mai face armata, am uitat ce înseamnă armata. Bătrânii știu, frații între două vârste știu, dar noi nu mai știm ce înseamnă armată. Cum să mai știm ce înseamnă armata Domnului? Așa ne lamentăm noi în noi și zicem, o, suntem mireasa lui Hristos, Doamne, de ce m-ai lovit cu boală, cu suferință, că eu-s mireasa ta? Și zice, Domnul, tu ai uitat că trebuie să fii un ostaș viteaz, tu trebuie să te lupți cu tine însuți, cu lucrurile grele din viața aceasta. Eu nu ți-am promis în viața asta numai flori și numai lauri, eu ți-am promis că în lume vei avea necazuri, dar ți-am mai spus să îndrăznești că eu am biruit lumea, să-ți iei armele de lovire și de apărare ale neprihănirii și să mergi pe calea mântuirii până la capăt. Domnul să ne ajute! Asta înseamnă statornicie, fraților și surori. Picioarele ca rama aprinsă, statornicie. Apoi, picioarele ca rama aprinsă înseamnă și valoare, valoare. Rama atunci avea valoare când era încinsă în foc, până atunci erau impuritățile în ea. Și zice Domnul, uitați-vă la mine, eu am picioarele cele mai valoroase din lumea aceasta. Dar cum așa, Doamne? Când au coborât picioarele mele pentru prima dată pe pământul acesta, pe Terra, atunci s-a săvârșit marea lucrare a mântuirii gândită de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și atunci când am coborât cu picioarele mele pe pământ, nu erau ca rama aprinsă, erau picioare de om, om normal, om ca toți oamenii. Atunci a curs din ele sângele cel mai curat, cel mai pur, cel mai gingaș din istoria omenirii acesteia. Asta este prima mea coborâre. A doua coborâre în fața lui Ioan, a venit Domnul Hristos cu picioarele ca rama aprinsă, spune 1:15, și i-a adus revelația cărții Apocalipsa. Mare lucru. Dar zice Domnul, să știți că mai cobor și a treia oară. Și atunci pentru cei care mă slujesc o să le aduc un cer întreg de bucurie, dar pentru cei care nu vor să mă slujească, din Tiatira, din Cluj, de oriunde, o să le aduc un iad întreg de chin. Și vedeți, fraților și surori, noi trebuie să înțelegem lucrul acesta. Picioarele ca rama aprinsă a lui Hristos înseamnă și valoare, valoare. Acum haideți să mergem mai departe și să ne uităm la aprecieri și acuzații, de la versetul 19 la 20. Știu, aprecieri, fapte, dragoste, credință, slujbă, răbdare și fapte de pe urmă. Uite, 6 lucruri apreciază Domnul. Dar aceste 6 lucruri noi le putem reduce la 3. Credință, nădejde și dragoste. Foarte simplu. De ce? Credința lucrează prin fapte. Și Domnul zice, știu faptele tale. Bun, la final zice faptele de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Nădejdea se leagă foarte mult de răbdare. Amintiți-vă Romani capitolul 16 cu versetul 4, că vorbește exact de lucrul acesta. Nădejdea se leagă de răbdare. Apoi dragostea se leagă de slujbă, știu slujba ta. Și dragostea are și fapte, faptele tale de pe urmă. După ce Domnul îi apreciază, erau lucruri bune, vă dați seama, dacă mergeai în Tiatira, nu puteai să le bagi de vină. La noi mai poate să mai bage câte cineva de vină, că n-am fost la spitale, la toți care trebuia să ne ducem, că nu ne-am dus la săraci, că n-am căutat văduvele și orfanii. Sunt lucruri practice din viața aceasta creștină, spirituală, care ar trebui să le facem. Dar Domnul lor nu avea ce să le bage de vină, ei le aveau lucrurile astea, plus că erau credincioși, plus că aveau dragoste, plus că aveau slujbe în biserici și nu putea tăgădui nimeni că erau la locul lor toate lucrurile. Dar vine Domnul cu acuzațiile și versetul 20 spune, iată ce am împotriva ta, este formula dedicată acuzațiilor.
Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea. Am să arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare dacă nu se vor pocăi. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Observați că toate aceste lucruri, plus că în versetul 24 se vorbește despre adâncimile satanei, toate aceste lucruri țin de una și aceeași persoană, și anume această Izabela. Acum au fost niște presupuneri legate de Izabela aceasta, și anume, cine a fost ea? Trebuie să înțelegem, să știm, cine a fost Izabela. Unii spun că era soția păstorului. Ai, greu, greu lucru să spui așa ceva, greu. Dar ei au luat textul, l-au cercetat și au găsit aici în versetul 20 unde spune femeia aceea. Care se, femeia, cuvântul femeia în limba greacă poate să fie înțeles și ca soția aceea. Și plus că niște resorturi interioare ale textului indică spre ea ca și cum ar fi soția păstorului. Nu putem crede chiar așa de jos să fie ajuns biserica asta, pentru că spune clar Biblia, aveau fapte, aveau credință, apoi cel care are credință adevărată nu poate accepta ca în biserică să existe o asemenea ticăloșie. Nu, asta o putem respinge din start. O a doua presupunere, iarăși cam nefondată, ar fi fost Lidia. Vedeți, noi de multe ori când nu găsim un vinovat într-o problemă, ne legăm de cine, pe cine cunoaștem. Și aici ei o cunoșteau numai pe Lidia din Scripturi, interpreții Bibliei, și au zis gata, ea este Izabela. Nu putem vorbi nici așa ceva. Pentru că Lidia, într-adevăr, avea două case, una în Tiatira și una în Filipii, unde s-a întâlnit cu Apostolul Pavel, dar ea a fost așa de deschisă pentru Evanghelie încât l-a primit pe apostol în casa ei și a fost prima mântuită de acolo, din Filipii și din Asia Mică. Nu putem să acceptăm această ipoteză. O a treia ipoteză, care ar fi fost o ghicitoare, care s-ar fi încreștinat. Nu știm, nu scrie. O a patra ipoteză care are niște șanse să existe, să fie adevărată, că i-ar fi fost o preoteasă a zeiței Diana. Acum, fraților și surori, certitudinile noastre sunt următoarele. 1. Ea nu avea numele de Izabela, ci duhul Izabelei era peste ea. Să fim foarte atenți, că nu o chema Izabela. Era duhul Izabelei din Vechiul Testament peste ea. Amintiți-vă că atunci când Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidonului, și gândiți-vă, Etbal era proroc și preot al lui Bal, și ea era fiică de preot și de împărat al lui Bal, și ea când a venit Ahab a adus-o în casa lui, imediat i-a zis lui Ahab, știi ceva Ahabe, pe mine nu mă interesează să anulăm toată credința adevărată în Dumnezeul cel adevărat din Israel, pentru că o să ne sculăm o țară întreagă în cap. Mai târziu s-au întâmplat pe vremea lui Antioh Epifanul, pe care îl numeau Epimanul, adică nebunul, care s-a dus și a dus o scroafă pe altarul din Ierusalim și s-au răsculat evrei și au murit pe capete, pentru că ei nu acceptau ca cineva să vină și să spună gata, s-a terminat cu religia adevărată, cu monoteismul vostru, cu credința în Dumnezeul cel adevărat. Și Izabela a venit cu o soluție de compromis și a zis așa, îi lăsăm pe toți să se închine lui Dumnezeu, foarte bine fac, dar putem să aducem la închinarea lor unele îmbunătățiri. Ce îmbunătățiri? Păi te ridicăm 400 de proroci ai Astarteei, 450 ai lui Bal, și o să aducem anumite îmbunătățiri în închinarea lor. Și când va fi cazul ca să scăpăm de Nabot, vom spune că el a blestemat pe Dumnezeul din cer, nu pe Bal, că toți mi-ar sări în cap, că ce am eu cu Bal. Aici o să fie o închinare așa mai particulară, mai în spate, mai pe ușa din dos. Și tot Israelul o să se închine Dumnezeului cel adevărat. Și așa de rău s-au ajuns cu lucrurile, încât spune Ilie, pentru ce șchiopătați de amândouă picioarele?
Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după El. Baal este Dumnezeul focului. Rugați-L pe Baal să trimită foc din cer și să aprindă jertfa. Și Baal n-a reușit să o trimită. Pentru că Cel care este Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat, știe și poate să facă minuni. Slăvit să fie Domnul! Și atunci a trebuit ca Ilie să se pună de-a curmezișul lucrării Izabelei. Ei, cam ceva de genul acesta era aici în Tiatira. Certitudinea numărul unu este aceasta: Duhul Izabelei era prezent în biserică și era peste o ființă, peste o femeie. Al doilea lucru care este cert: Duhul preoteselor Dianei era identic cu Duhul acestei Izabela. Aceleași lucruri care le-a făcut Izabela, cultul Astarteei a trecut așa din cultură în cultură până a ajuns și la greco-roman. Și doar au botezat-o. Unii spuneau Artemis, alții spuneau Diana. Dar era aceeași Astarteia, zeița fertilității. Și vă dați seama că era vorba acolo, fraților și surori, și trebuie să fim foarte atenți. Doctrina aceasta era foarte spurcată, foarte ticăloasă. Era vorba de curvie pe de o parte și era vorba de idolatrie pe de altă parte. Cam pe aceste două coordonate s-a dus Izabela și s-au dus și ele. Gândiți-vă la Izabela, câtă prostie în mintea ei și câtă minune în mintea ei, ca bătrână fiind să-și vopsească frumos capul și sprâncenele și fața, să încerce să-l atragă tocmai pe Iehu, pe un tânăr uzurpator, să cadă cu ea în păcat și ea să ajungă regină. Vă dați seama că era curvia la ea acasă în Israel. Și aici, în Tiatira, același lucru, același duh bântuia. Și femeia asta știa să zâmbească la toți, știa să-i corupă pe toți, știa la toți să le găsească câte un lucru bun ca să-i atragă în plasă. Și doctrina ei era foarte, foarte periculoasă. Pe de o parte, era vorba de carnea jertfită idolilor. Mergea cineva cu un vițel la templul Dianei. Preoții de atunci n-aveau interes să-i trimită Dianei friptură de vițel, că mulți îi trimiteau Dianei lucruri de astea. Ardeau puțin vițelul la părul ăsta aici de la frunte, mai sunt viței așa cu stea în frunte, ardeau un pic steaua aia din frunte și după aceea făceau o friptură a întâia. Parte din friptură la preoți și parte poftim, domnule, a venit cu jertfa, uite, asta deja e carne sfințită, a sfințit-o zeița Diana. Și atunci omul mergea și își chema toți prietenii: haideți la friptură. Dacă printre ei era un creștin, să meargă la friptură. Acum vorbesc, fraților și surori, de friptură și seară. Să nu mi-o luați în nume de rău că mi-e foame. Ce textul, ce să fac? Mergeau să mănânce acolo și în momentul când ei intrau în locul respectiv, ei intrau în părtășie cu idolii, cu dracii, spune apostolul Pavel. Și carnea aceasta era atât de periculoasă pentru ei, încât erau unii foarte deștepți creștini, zice: eu nu mă duc în templu, Doamne feri să vezi tu picior de creștin în templu acolo, eu nu mă duc acolo, dar mergeam în piață. Și ce făceai tu în piață? Că omul care avea acolo hălcile de carne și nu era prăjită, se ducea în piață să-și vândă carnea. Și vine un creștin să cumpere carne, că trebuie pentru familie, și ăsta tace și zice: măi, e carne de la templu? Nu. Și o ia creștinul și o duce acasă. Și după ce o mănâncă, vine ăsta și râde de el: ha, 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 ți-am vândut carne de la templu și te-ai pângărit. Vedeți ce periculos era să trăiești în Tiatira. Și ce învățătură ciudată avea această Izabel, în ghilimele, că le spunea: mă, nu-i păcat să te duci la templu, doar s-or pocăi ăia de acolo, dar du-te și în piață și cumpără, că doar nimic n-are putere asupra ta, pentru că în tine locuiește Hristos și Duhul Sfânt e în tine. Vă dați seama ce pericol era, pentru că mai erau organizați oamenii meșteșugari de atunci în bresle. Și fiecare breaslă, fiecare ramură, fiecare șuviță de meșteșug pe care îl aveau atunci era sub protecția unui zeu. Și apoi zeii aceștia, fraților și surori, și să fim foarte atenți că o luăm și noi cu biserica tradițională, s-au travestit în vremea noastră, încât biserica tradițională, nici nu vreau să vorbesc despre ortodoxi, catolici sau așa,
au niște sfinți care sunt protectori ai bețivilor și ai prostituatelor. Doamne ferește de așa ceva. Și cinstesc, ăsta e protectorul locutare. Așa era atunci. Erau zei care îl păzeau pe hoț să fure, să poată să fure, îl ajutau, ei așa credeau. Și acum sunt sfinți care îl ajută pe hoț să fure. Tot cam același lucru. Și femeia asta vine și spune, măi, mergeți și voi acolo, că dacă vrei să ai un serviciu bun, du-te și închină-te și tu cu ei. Poate nu spui o glumă, dar măcar stai cu ei împreună, anturajul. Stai cu ei acolo și o să fie bine. Plus că această femeie a mai venit și a adus niște adâncimi ale satanei, le numește aici, niște lucruri care le numea ea în ghilimele spirituale, sfinte, speciale. Și le spunea oamenilor așa, trupul este rău, așa l-a creat Dumnezeu să fie rău. Sufletul e cel care contează. Cu sufletul tău poți să mergi până în altul cerului și să ajungi înaintea lui Dumnezeu și să te închini lui așa cum trebuie. Dar cu trupul slujești păcatului. Trupul acesta poți să-l duci până în adâncimile satanei, adică până în iad, până jos, jos, jos de tot. Cu el poți să păcătuiești, să faci ce vrei, Dumnezeu va răscumpăra sufletul. Și atunci vă dați seama că era un pericol foarte, foarte, foarte mare acolo. Fraților și surori, trebuie să fim și noi atenți, pentru că Dumnezeu încă ne mai vorbește și astăzi. Am fost zilele trecute într-un loc, pot să dau detalii celui care e interesat, un frate bătrân, un frate, un om al lui Dumnezeu care nu se joacă cu pocăința, mi-a zis că s-a rugat pentru biserica de aici. Ce frate, am văzut acolo în mijlocul bisericii o păpușă. Și zice, am întrebat pe Domnul, ce înseamnă asta, Doamne? Zice, e duhul modei. Zice, dacă nu se vor trezi, diavolul vrea să aducă un manechin mare și să intre moda în adunare. Fraților și surori, să fim serioși cu pocăința. Domnul să ne ajute. Să fim foarte serioși. Că atunci când intră diavolul, vine cu o păpușă, cu ceva mic, vulpi, vulpi. Și sunt oameni care nu vor, Domnule, să înțeleagă lucrul acesta. Bineînțeles că pocăința din interior iese în exterior și ăsta e lucru extraordinar și bun. Dar fraților și surori, așa cum în orice instituție există reguli și la noi în biserică există reguli. Amin? Am fost într-o biserică în Milano, în domul acela mare și la intrare afiș. Dacă ești cu pantaloni scurți, n-ai ce să intri. Dacă ești cu capul descoperit, n-ai ce să intri. Uite, catolicii ne dau lecții, fraților, să învățăm și să punem la inimă. Amin? Domnul să ne ajute. Mergem mai departe. Recomandările și răsplătirile lui Hristos. Aici apare noua titulatura lui Hristos, versetul 23, eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. De ce vorbește despre rărunchi și despre rinichi și despre inimă? Evreii considerau că rinichii era sediul emoțiilor și a sentimentelor. Inima o considerau sediul intelectului. Acum am auzit la un țăran o expresie frumoasă și o reproduc pentru că e bună. Zice, de ce Domnul tot are treabă prin psalm pe acolo cu rărunchii și cu inima? De ce? Pentru că, spunea el, inima e motorul trupului și Domnul are ce are cu inima, ca sângele care inima îl primește să fie foarte bun, foarte curat. Și al doilea lucru, zice el, rinichii sunt cei care aduc și toate reziduurile din trupul nostru merg acolo la rinichi. Și zice fratele, Domnul când vine să-ți cerceteze ființa, îți cercetează rinichii să vadă în ultimele zile pe unde ai fost și ce prostii ai mai făcut. Să vadă acolo unde e problema. Nu vine la cap, că acolo e bine, acolo ai sânge bun. Dar la rinichi ai ceva care nu-i prea bun. Și Domnul când cercetează merge exact la locul potrivit și zice, hai să văd ce e aici cu rinichii tăi, cu rărunchii tăi, spiritual vorbind. Ori aici Domnul spune că El este Cel care cercetează rărunchii și inima. Și vin imediat din partea lui Dumnezeu recomandările. Ce recomandări le faci, Doamne, celor din Tiatira? Celor care au căzut în păcatul Izabelei, spune Domnul, le recomand pocăință. Mâna pocăinței, 5 de re, foarte simplu de ținut minte. Revelare, recunoaștere, regret, renunțare, reparare. Asta e mâna pocăinței.
Și pocăința o recomandă Domnul celor care au căzut. Celor care n-au căzut le recomandă perseverența. Le spune în versetul 24: nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți. Dar urmează imediat răsplătirile. Și zice Domnul, versetul 26: celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier, e trimitere la psalmul 2, și le va zdrobi ca pe niște vase de lut. Fraților și surori, evreii au avut tangență mare cu această cultură egipteană. În Egipt, când cineva vroia să-și bată joc de memoria cuiva, îi scria numele pe un vas de lut și apoi îl spărgea cu un toiag. Ori vine Domnul și spune așa: dacă tu vei fi biruitor, acolo pe vasul acela de lut va fi scris numele Duhului pe care tu l-ai biruit, că te-a urmărit curvia, dar tu n-ai cedat. Și în ziua aceea mare, pe vasul de lut va scrie curvie și tu vei veni cu un toiac de fier încă și îl vei zdrobi și vei spune: Doamne, l-am biruit. Mare lucru e ăsta. Ba spune Domnul, a doua răsplată, pe lângă această autoritate, această stăpânire, îi voi da luceafărul de dimineață. Mare lucru și acesta. Luceafărul de dimineață este Domnul Hristos. Să-l ai tu astăzi în inimă și în slavă alături de tine e lucru extraordinar. Hristos nu-i Lucifer. Lucifer nu este Hristos. Luceafărul de dimineață se referă foarte clar la apariția lui Hristos de la final. Fraților și surori, eu vreau să rămân la gândurile acestea care le-am avut din textul nostru și să-L rog pe Domnul ca mai mult decât am putut vorbi eu să vină Duhul Sfânt și să completeze ceea ce are de completat în inimile noastre. Amin.